Problemele legate de cabinetele medicale din școlile românești au ajuns până la urechile parlamentarilor. Prin urmare, un grup format din câțiva parlamentari a inițiat o lege a medicinei școlare. Propunerea legislativă urmărește introducerea obligatorie a cursurilor de prim ajutor în sistemul educațional, deoarece uneori mici gesturi sunt decisive în momentele critice. Deși au existat chiar încercări de desființare a rețelei medicale școlare, în prezent cabinetele medicale au fost transferate autorităților locale fără a beneficia de o lege specială. Asistența medicală școlară este definită drept ansamblul măsurilor de medicină preventivă și asistența medicală de urgență efectuate pe toată durata desfășurării procesului educativ. În acest context, reporterii Roman TV au vizitat astăzi cabinetul medical al unei instituții școlare romașcane pentru a vedea dacă aceste norme sunt respectate. Medicul curant era la locul de muncă și n-a mărturisit, sub protecția anonimatului, că lucrează fără schimburi și că este prezent în școală de la începerea cursurilor și până la ora 14. Sunteți singură care veniți? Da. Și veniți în fiecare zi ca la, ca la orice program obișnuit? Un program? Da. 7:30, 5:30. Ce credeți că se rezolvă ceva la nivel de municipiu? Am nu s-a putut face nimic la nivel de țară. Acum că au trecut în slujba medicului de familie, copiii care așa, deci sunt urmăriți de medicul de familie, sunt unde sunt lucrurile astea, din jur, de, așa, deci nici aia nu sunt singur, că nu au, că nu pot să aibă într-o grădiniță cu 30 de copii sau într-o școală cu 100 de copii sau nu știu ce, dar sunt, cineva răspunde de ei. Nu există că sunt animă noi. Iar cabinetul, deci doamna e și la pensie. Și ne-a fost înainte, n-a fost doamna, ziceam aici. Și eu sunt în al 7-lea ani că sunt în școală. Nu există. Școală la nivel sau în liceu sau mai, sau grădiniță. Dar cel cu program normal. Deci până la ora 12 răspunde cineva de ele, dar nu stă cineva în mod permanent 4 ore acolo. Reprezentanții primăriei din Roman susțin că în municipiu toate instituțiile de învățământ dețin cabinete medicale și că există personal angajat care deservește elevii pe durata programului școlar. La nivelul municipiului Roman, pentru unitățile școlare sunt organizate 27 de cabinete medicale școlare și un cabinet stomatologic. Acestea sunt deservite ca și personal de 25 de asistenți medicali, un medic stomatolog, 4 medici care prestează activitate pe baza unui contract de prestări servicii și un medic angajat permanent. De asemenea, mai există și 2 mediatori sanitari. Asistenții medicali au program de 8 ore, iar în ceea ce privește prestarea serviciilor de către medici ceilalți 4, există un contract în care sunt prevăzute pentru fiecare caz în parte numărul de ore prestate și în ce constă serviciul respectiv. Toate instituțiile de învățământ din municipiu au cabinete medicale care să le deservească. De altfel, municipalitatea în fiecare an, începând din 2008 încoace, a asigurat pentru cabinetele medicale școlare materialele sanitare necesare, este vorba de medicamente pentru primul ajutor, pentru asistență care nu implică servicii de urgență. În caz de urgență, medicii și asistenții medicali școlari nu pot acorda decât primul ajutor în cabinetele instituțiilor de învățământ. Pentru situații deosebite se apelează serviciul unic de urgență la numărul 112 și se solicită o ambulanță.